Acești trei bărbați au în comun pasiunea lor pentru Biblie. Fiecare dintre ei are un rol important pentru a face posibil ca fiecare om să aibă acces la Scriptură. Bob Crescent, director al Wycliffe Bible Translation, spunea că traducerea Bibliei în cele 69 de limbi este pe cale să aibă loc. Acest copac de la centrul din Orlando prezintă cum arată acest proiect. Aproape o treime dintre acestea nu mai au nevoie de muncă. O treime sunt în proces de traducere și aproape o treime, în jur de 1800, nu au niciun verset tradus. Datorită inovațiilor tehnologice, pentru o primă traducere nu mai este nevoie de 40 de ani de muncă. Situația s-a schimbat și acum traducerea Noului Testament durează în jur de 10 ani sau chiar mai puțin. Mark Green a început munca sa de răspândire a cuvântului când a văzut pasiunea unei persoane din Guatemala după ce a așteptat 40 de ani ca să poată să țină în mână Scriptura. Mă întrebam dacă a fost o idee bună să investesc timp și bani pentru 30.000 de vorbitori ai dialectului jacaltec. Dar când Gaspar s-a dus să-și ia Biblia, am văzut ceva extraordinar. Acesta a apucat Biblia având lacrimi în ochi. Din acel moment, pasiunea mea este să mă asigur că toată lumea are cuvântul lui Dumnezeu în limba pe care o vorbește, în limba maternă. Crescent își amintește și el de un moment asemănător cu câteva femei din Africa. Translatorul le-a citit povestea Paștelui și au început să plângă. Translatorul l-a întrebat de ce plâng și au spus că nu au mai auzit povestea până atunci. Acesta le-a spus că au mai auzit-o, dar dintr-o dată și-a dat seama că o mai auziseră numai în franceză, nu auziseră în limba lor maternă, iambeta. Aplicațiile biblice precum YouVersion îi ajută pe oameni să acceseze Biblia în câteva secunde, chiar și în țările în care Biblia este interzisă. În loc să porți Biblia cu tine și să-ți pui viața în pericol, poți să ai Biblia pe telefon. Bobby Grunwald este creatorul aplicației YouVersion, care a fost descărcată de peste 150 de milioane de ori. Aplicația este folosită în absolut orice țară și teritoriu de pe planetă, inclusiv în locurile unde Biblia este interzisă și oamenii pot să moară dacă sunt prinși ca o Biblie. Grunwald și-a amintit de o femeie din Malaezia care și-a dat seama că în sfârșit poate să citească din Scriptura. Când era tânără, toate Bibliile au fost arse. Ultima dată când a văzut o Biblie în limba ei a fost în copilărie. Era bucuroasă pentru că aplicația nu poate fi arsă precum Biblia. Un beneficiu în plus, Biblia video și audio îi poate ajuta pe oameni să învețe să citească. Oamenii fie citesc din Biblie ca și carte, fie de pe telefon în timp ce ascultă versiunea înregistrată și astfel învață să citească. Dorința de a ajunge și la tineri este posibilă cu ajutorul tehnologiei. Împreună cu partenerii noștri am investit milioane de dolari în crearea unei aplicații care le este de folos copiilor. Suntem foarte bucuroși. Mă bucur pentru copiii mei că intră în contact cu Biblia în fiecare zi. Aplicația pentru copii schimbă mult modul în care aceștia se relaționează la Biblie. În unele cazuri, are impact chiar și asupra adulților, cum a fost și cazul unui ateu care a spus că o să facă tot ce e nevoie pentru ca fiica lui să învețe. Fiica lui voia să știe despre Dumnezeu, astfel că Biblia pentru copii a devenit o resursă pentru el. Este vorba despre un părinte ateu care își învăța copilul despre Biblie folosind Biblia pentru copii. Este uimitor. Între timp, Green și aliații săi ajută la răspândirea cuvântului prin crearea unui site, Digital Bible Library, și îi convinge pe cei care dețin drepturi pentru diferite traduceri ale Bibliei să le publice pe acest site. Când cineva vine cu ideea unei astfel de aplicații și are nevoie de toate aceste texte, nu trebuie să zboare peste tot în lume ca să le obțină. Acest lucru a permis ca aplicația YouVersion să ofere 1000 de traduceri gratuite. Acest acces devine tot mai rapid. Uneori durează între 6 luni și un an pentru o variantă tipărită. Cu ajutorul aplicației YouVersion, poți să intri pe site-ul Digital Bible Library și să iei textul de care ai nevoie în aproximativ 20 de minute. Scopul lui Mark Green este evident. Îmi doresc ca până în anul 2033, 95% din populația lumii să aibă întreaga Biblie, 99,9% să aibă Noul Testament și 100% să aibă cel puțin 25 de capitole. Imaginați-vă că fiecare om are o Biblie, indiferent de limba pe care o vorbește. Oare acest lucru ar putea grăbi ziua când Evanghelia va fi vestită până la marginea lumii? În Matei 24:14, Iisus vorbește despre acea zi. Iisus spune că se va întoarce după ce toată lumea va auzi Evanghelia. Prin asta grăbim venirea Domnului Iisus. Cuvintele mele nu sunt o profeție, dar cred că lucrul acesta este adevărat. Există două lucruri veșnice, sufletul omului și cuvântul lui Dumnezeu. Dacă putem sădi cuvântul lui Dumnezeu în oameni, atunci facem ceva ce va dura pentru veșnicie.